A fost oprit pentru depășirea distanțele care. Dacă aveți, vă rog frumos, să-mi prezentați și mie buletin pentru ce nu am dat circulație. Da, suntem în spațiu public. 45 km/h. Da, v-a recepționat. În afara localității pe DN285, limita este de 100 de km pe oră, în localitatea de 50, da? Da. Asta nu aveți dreptul să... În domeniul public. Profesorie, buletinul și permisul. La viteza pe care ați avut-o dumneavoastră se aplică o amendă de 1356 puncte de penalizare. Limita în afara localității la oră în localitate de 50. Împotriva procesului penal puteți depune contestație în termen de 15 zile de la primirea acestui. Obiecțiuni, dacă aveți, vreo frumos să le notez aici. Ce obiecțiuni să spun? Eu zic că n-am avut viteza aceasta și ar trebui să lăsesc pe agentul de data de ce. Păi venim și voi lua sancțiunea împotriva dumneavoastră. Sancțiunea constă în reținerea permisului de conducere și sancțiunea amendă de la 9 la 20 de puncte. 652,5 în 15 zile. Dacă doriți să mă întrebați, vă rog să înregistrarea. Înregistrarea se poate numai în cazul în care faceți contestație și judecătoria vi se va trimite un CD. Întrebări? A fost surprins cu aparatura, dar cu viteza de 152 de km la oră, în afara localității Racovițe, la kilometru 136. Vă pot pune și punctul mare. Spuneți-vă. Sancțiunea constă de la 9 la 20 de puncte, dintre care 652,5 în 15 zile. Și mai mult de atât? Asta este. Reținerea permisului de conducere. Reținerea permisului care se poate recupera în 90 de zile, sau dacă dați testare în ultimii 2 ani, nu ați avut reținut niciodată, puteți da testare. Șase. Permisul de România? Da. Până să coborâți. Știi CNP-ul? Da. Dacă mașină, fața mașină, ca să evităm. Am zice și mie pentru ce ne filmați. Ce vă intitulați? Da. Le-am uitat acasă, sunt cu mașina verișorului. Nu am făcut, pentru că așa este legea.
seria Rom 3, seria Rom 3. Auto special la Buzău, să nu am auto special. Eu n-am văzut mașina de poliție. Deci nu e inscripția poliției, da? Nu e inscripționat, da. Aveți dreptul la mențiuni? În săptămâna 1-a, 10-a, 4-a, 2019, la nivelul europei se desfășoară o acțiune în cadrul programului polițiilor europeni TISPOL pentru reducerea victimilor în accidente de rutiere, având drept cauză viteza neadaptată sau viteza neregulamentară. Astfel, dispozitivul rutier de la nivelul județului Buzău acționează cu precădere pentru constatarea și sancționarea abaterilor la regimul legal de viteză și astăzi desfășurăm o acțiune devenirea Speed Marathon pe parcursul celor 24 de ore, care toate aparatele radar acționează pe toate drumurile naționale, cât și pe raza municipiilor din județul Buzău. Până la această oră am efectuat o sinteză preliminară și am stabilit faptul că s-au aplicat un număr de 121 de care 103 pentru regimul legal de viteză, fiind reținute în vederea suspendării 10 permise de conducere doar la viteză. Toate aceste rezultate s-au înregistrat până la ora 12. Aș dori totuși să adaug faptul că nu urmărim un număr exact de sancțiuni, ci prevenirea evenimentelor rutiere, exact cum am spus, având în cauză viteza neadaptată sau viteza neregulamentară.